Lasă-mă să te ajut. E stupid cu generația asta nouă, foarte proști toți. Ce? Ah, nimic, doar că nu mi-am dat seama până acum cât de frumoasă ești. Vrei să ne mai vedem? Când am început să scriu scenariul, nu știam cât de complicat va fi, dar am înțeles că acesta este un subiect care se duce în atât de multe direcții din pricina complexității sale, care este de-a dreptul dostoevskiană. Mă acuză că eu fac asta pentru bani, dar eu chiar cred în mesajul filmului. De când am pus mâna pe scenariul lui Dolores, am știut că vreau să fac filmul ăsta. Era fix ceea ce îmi doream, nu știu, visam la chestia asta din facultate și acum, în sfârșit, aveam ocazia să îmi pun proiectul în aplicare. Eram într-o dimineață, stăteam liniștită și beam cafeaua, când primesc un telefon să mă anunțe de producția asta nouă, și că super tare, și că eu aș fi perfectă pentru rolul Felicii, o femeie care iubește, puternică. Salut, sunt Santiago Perez, făcând o psihoanaliză a ce însemn eu ca actor, mi-am dat seama că pot să ajung la nivele mult mai înalte, care nu știam că pot să le ating. Mă numesc Julio Sanchez, am 26 de ani și 8 luni împlinite. Când am ajuns prima dată pe platou la Amor Caliente, eram super dezorientat, că nu știam pe nimeni și, mă rog, e prima dată când joc într-un film. Eu am avut un trecut, mă rog, în industria filmelor pentru adulți și era prima dată, da. Nu-i cunoșteam pe nimeni, adică eram pierdut acolo, toată lumea era îmbrăcată, toată lumea cu replici. Avea un ochelar de soare la un moment dat. Da, e foarte ok așa. Și mă gândesc uneori că ca actor sunt, când ajung așa de sus, sunt unii sub mine, dar cu mult, frate, și foarte ok, îmi place super mult chestia asta. Acolo n-aveam costume, era ceea ce ajută și la buget, dar mi-a plăcut cu costum, am avut o cămașă, mi-au dat. Chiar. Și ideea de haine în general era extraordinară. O altă sursă foarte, foarte importantă de inspirație e reprezentată de coregizorul meu, Esteban. Toată lumea crede că Esteban e doar un artificiu de imagine, dar nu e chiar așa. Esteban este mult mai mult decât o plantă. Esteban este un guru spiritual. Deci unde îmi găsesc inspirația artistică? Nu știu, în viața de zi cu zi, adică o iau din toate părțile. Am ieșit din programul meu zilnic, adică nu mă mai duceam la yoga, nu mai săream peste mese, tot felul de chestii, numai ca să ajung mai aproape de ea și eu zic că mi-a ieșit. Felicia, cum ai putut să-mi faci una ca asta? Eu care am muncit ca un câine, ca să ai casă și grădină și tot ce vrei tu, cum poți să-mi faci asta? Îmi pare rău, dar chiar nu mai suport. Sunt mereu supărată, mereu neglijată. Mai ții minte când a fost ultima oară când am făcut dragoste? Ultima oară când m-ai ținut în brațe până să adorm? Ești rece, Carlos. Și mă ofilesc lângă tine. Inima mea are nevoie de dragoste. Și eu nu ți-o ofer? Încă nu ai învățat că banii nu aduc fericirea? Prefer să trăiesc în rușine, dar drept. Frângi inima singurului bărbat care te-a iubit vreodată. Sunt dispus să lăsăm tot în urmă, doar să ne împăcăm. Te rog frumos, hai să lăsăm asta în trecut. Ești jalnic. Nu mai încerca să mă oprești. Nu te iubesc!
despre relația mea cu personajul, eu spun că Carlos chiar e un băiat bun, adică are vila aia nebună cu piscină, are mașină cu scaune de piele, își plătește taxele, se duce duminică la lui, are diverse calități și cel mai mult mi-a plăcut cum rezolvă el diverse situații. Pentru că le rezolvă cu calm, nu se enervează și nu știu, el chiar e ok, adică nu știu de ce l-a înșelat Felicia. Chiar nu mi se pare că a fost ok. Păi e foarte surprinzător că ea și asumă riscul ăsta și că pleacă cu băiatul rău și lasă pe soțul ei în urmă, dar na, e un mesaj frumos. Păi vezi tu, Miguel e un băiat, nu știu, așa, foarte arogant și uite, asta e o diferență între mine și el, înțelegi? Că eu nu mă văd arogant. Eu mă văd mai degrabă profund. Bine ați venit la nou film Amor Caliente. Eu sunt camera și eu filmez. Eu cred că viitorul începe cu mine. Am tăiat filmele pentru adulți de pe listă, am făcut și un film normal. Nu știu, mi-ar plăcea să joc la un moment dat un balet. Dar toți prietenii mei au spus că nu. Julio nu e de tine. Te-ai gândit să scrii? Nu. Gândește-te că înainte foloseam fizicul, acum doar mintea. Pentru că am început să gândesc, am început să îmi dau seama de anumite chestii și să cunosc oameni cu interese. Ce mi-a zis regizorul a fost că m-a luat pentru, pe mine în special pentru înfățișare și cum arăt. Știi, pentru că Miguel e un tip foarte atractiv și se deduce de aici. Cu Julio m-am împrietenit, dar a fost super ok, super de treabă, am avut o chimie extraordinară. Dar Santiago cam fițos, dar am trecut peste și m-am acomodat cu ce am primit. Nu știu, avem și scenă împreună și fata zice nu, că eu nu vreau să zic așa. Și bă, zic cum zice regisorul și zice că nu, că eu vreau să fac altceva. Vreau să port blana astăzi, nu geacă de piele. Mărimea ego-ului contează. Fiindcă noi aici ne confruntăm cu o temă atemporală și aspațială, când vine vorba de frauda la nivel emoțional. E vorba de dragoste și de alegerea ei între un om care oferă siguranță și un tip așa rău și periculos și... Nu știu, pur și simplu e o lecție de viață, adică... E partea aia amorului pe care eu n-am prins-o. E toată chestia asta sentimentală, e ceva extraordinar de frumos. Chiar mi-a deschis ochii, adică mă uitam și mă gândeam. Amor Caliente transmite dragoste, profunzime, atracție atât romantică cât și sexuală. Transmite bunătate cât și răutate. Până la urmă despre asta e filmul, nu e despre lumea asta care a decăzut și... Cum, pur și simplu ești bun și ești luat de prost. Mi se întâmplă și în filme și în viața reală. Da, ideea e că cel mai mult contează să ai voință.